Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou scurt video de World of Warcraft. Pentru că pentru o secundă am vrut să nu fac video astăzi de WoW, pentru că nu prea am avut timp și am zis, ok, dacă nu fac video sigur nu o să se super lumea. Dar am zis, bă, fie că se uite ei acolo 100, 200, 200, 300, 400 de oameni, cine știe ce. Ar fi totuși drăguț să nu-i uit și pe aceștia și să fac măcar un scurt video, măcar cât facem un level, ceva pe aici și să vedem ce alte drăcini mai așteaptă pe Borean Tundra, pentru că vreau neapărat să terminăm cu Lich King, pentru că m-au obosit ca și zonă, sincer. V-am spus cred că de foarte multe ori. Partea asta 60-80 mă obosește destul de tare, pentru că e cu vechile expansion-uri, nu prea știu exact care sunt cele mai bune zone de leveling, dar bine, după mine rămâne tot așa Borean Tundra ca o zonă foarte bună de leveling. Acum depinde de preferințele fiecăruia. O super avem și cheia. Ideea că știu în mare parte mai toate quest-urile de pe aici, de-aia de obicei prefer să fac Borean Tundra, ca să înțelegeți ce fac asta. Încă mi se pare funny cum au pus aici. Thank you Lightforge Drenai. Dar să-mi bat picioarele că știați voi de Lightforge Drenai pe vremea aia. Dar să zicem, e ok, e ok. Oh, și chestia aia cu de investigat acolo, trebuie să țin minte. Doamne, țin minte că de naș pe era cu ăsta, pentru că trebuia să te duci în apă, parcă să te arunci. Iar eu de obicei aveam noroc că jucam Death Knight și puteam să mă arunc lejer fără să mă enervez sau ceva. Acum că pot să zbor, asta e deja un game changer. Nice, s-a rezolvat și asta. Și cum să avem un ton de costuri ce o să ne trimite probabil și în Coldarra. Ceea ce nu e neapărat foarte plăcut, să zic așa. E interesant că am făcut de reset experience în timp ce noi am stat la Deta acolo. Să drăguț. Da, acum facem ala The Blue Dragonfly și după aia cine știe ce o să facem, cred că The Family Reunion, depinde în ce direcție o să ne ducem mai încolo. Ok, complete quest, I accept. Complete, accept, level la băieți, 78, Mastery, Divine Judgment. Increase Divine Judgment damage by 30%, cause judgment increase damage taken in your holy power, bla bla bla. Ok, pentru cei care se întreabă ce addon-uri iarăși, pentru că am început să revin acele întrebări și tot așa. Cum am spus, pentru interfață folosesc LVUI, iar pentru chestia asta este un Wikora. O să încerc, dacă nu uit, să vă mai las în descriere, pentru că de obicei când mai postez videole cu WoW, uit să mai copiez descrierea de la celelalte videouri ca să vă pun addon-urile și toate alea ce folosesc eu. Oricum, încă v-am promis acel video special de addon-uri, așa că trebuie să facem și aia cândva curând. Vedem unde ne trântim noi pe aici ca să rezolvăm noi drăcia asta. Records de semi-seismic spot. Au, suntem perfect. Cred că trebuie să intru în ea sau ceva. Astea sunt leyline-urile, dacă stau bine să mă gândesc, adică dacă țineți minte, pentru cei care au jucat Suramar sau încercați să faceți zona Suramar, știți că este cel quest cu leyline-uri. Cred că astea sunt de fapt acele leyline-uri pe care le are întreaga planetă. Pentru că dacă țineți minte, spunea în Suramar că întreaga planetă are conexiunile sale de putere, de asta Arcane și tot așa. Iar în Suramar sunt câteva noduri, iar probabil că și aici sunt câteva noduri, iar aici este un fel de nexus, de un mănunchi mai mare de noduri, să zic așa, de leyline-uri. Ceea ce mi se pare destul de mișto. Uite, chiar acum, după ce joci Legion și te întorci în anumite zone, începi să descoperi chestii destul de faine. Captured Bathil Prisoner. Și cum ar trebui să-l găsesc pe acel prizonier, zic și eu? Stai, ce? Envelops a wounded battle sorcerer in magical chain. Wounded battle sorcerer. Oh, un d-asta. Zi-mă așa. Gata, l-am capturat pe fraier. Stai alea că mă terorizează unul aici. Mă pleacă mă de aici. Oh, cum vin și ăștia aici ca bulangii. Ah, îmi place că scrie în chat, a battle soldier can now be captured. Bă, sper că știi să alegi destul de repede, adică nu-mi pasă. Oh my god, cum vine după mine. Am uitat cât de aiurite sunt costurile astea, cum sunt făcute. Dar îmi și place acela și mă amuză. Băi, oricum am dracu costul, deci nu mă interesează. Pot să întind lanțul ăla. Și cum e? S-a rupt lanțul de iubire. Ok, complete, accept. Îmi place că sunt rapide costurile astea. Nu pierdem timpul aiurea, cum s-ar spune. Ceea ce e foarte bine. Ok. Și bine, degeaba cred că mai spun acum legat de God of War, dar probabil o să mai postez un video mai târziu, așa că mai calmați-vă țâțele. Ok, Prison Battle Sorcerer. Oh, aici trebuie să interogăm pe ăsta. Vorbește, câine! Servant of Malagos would sooner die than aid an enemy. Oh my god. Do your worst, paladin, I tell you nothing. Oh my god, ce bulangiu e. Vorbește, mă, câine! Ah, release me, I'm no use of you, I swear it. Trebuie să-l trăznim bine pe ăsta, mă, până ne vorbește. Vorbește, câine! Stop, I beg you! Știi? Uite cum a evoluat toată discuția asta. Ok, alright, I'm beaten. Your pressure are committed in the prison, elevated and sealed. Even you managed to reach her. Ok. Deci aparent să batem un fel de guardian de ăsta. Nice, nice. O leacă nu prea place că tot îmi dă un quest să vorbesc cu un gagiu care e la 2 metri mai încolo. Adică pe bune, chiar era atât de greu. Adică nu-mi dai quest-ul, știi? Adică ce mi-e 1000 XP un mob. Deci ăla e efectiv mobul de la unde ăsta. Și să căutăm platforma lui ăla. A, uite, v-am zis că mă trimite și până pe aproape pe acolo. Și platforma lui ăla e platforma... Ah, e platforma asta de aici. Dăm o bombă așa lejer. Duduim și noi, gata. Hai, mai mulțoile, timpul să dăm bătaie aici, ce facem? Hai, că a mers bine. Dacă mai sunt și papagale ăștia pe aici care au ceva chef de trăzneală. Băi, vă dau de văsar, ok. And done. Nice. Să luăm și ăsta de aici și să luăm ce ne-a picat de la mob. Am crezut că trebuie să luăm ceva anume. Ok, hai să facem și aia. Astea sunt cele mai nașpa quest-uri astea cu monitoring the rift, pentru că te trimite la niște distanțe extrem de mari și mă disperă. Da, cum am spus, uite, de 1000 XP plus 600, deci avem destul. Mă nu știu sigur dacă e 600 XP plus 500 ca să-ți dea 1000, ce-o fi. Nu știu exact cum îți scrie textul ăsta ce trebuie. L-am activat textul ca să văd oricum cât XP mai fac, pentru că de obicei unul nu mi-arată. Adică sună ca... Trebuie să mă duc mai aproape, a? Ok, va trebui să batem niște murloci. Oh, a trecut ceva de când n-am mai bătut niște murloci. Winterfin, pe bune? Da, văd că sunt afectați de chestia asta, dacă observați. Ah, interesant. Ok, hai să decărăm de aici. Înapoi la Blue Dragonflight. Îmi place că ai view distance-ul ăsta acum mai mare și poți să vezi atât de departe. Adică vezi Ice Crown-ul, vezi un fel de Naxxramas acolo. Deja vezi în Sholazar Basin. Ceea ce este de fain. Cum e de fapt numele ăsta? Sholazar, nu Sholazar. Sholazar Basin. Mi s-a părut mie că avea un nume mai simplu, de mereu îl făcea mai complicat. Eu așa am un talent la WoW, ca tot ce citesc să-l fac mai complicat, pentru că mă grăbesc. Ok. Trebuie și cu quest-ul ăsta, acum îți vorbim cu dragonul ăsta. A, ăsta o să ne trimită în Nexus-ul ăla de... Aoleu, ții minte. Take wing. Give him the key. Ah, ok, nu, de fapt nu trebuie să-i dau la... Să mă duc cu ăsta de fapt. Complete. Ok, take wing. Ok, bun, ne trimitem partea aia. Dar acum o să facem ceva questing în zona aia de acolo. Ceea ce o să fie puțin cam nașpa, părerea mea. Dar e ok. Aba, nu, facem asta că trebuie să eliberăm pe aia de aici. Remember? Și când ne trebuia ceva fly și nu aveam cu ce. Uite, sunt o tonă de dragon aici totuși. War Mage. Bă, chiar mă gândeam de ce nu vor să facă ăștia de Blizzard un spec pentru mage în care să fie melee mage. Ar suna ceva destul de drăguț, though. Melee mage. Asta ar fi tare. Cine e aici? Știu că era cineva important aici. Ah, nu, 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 nu. Credeam că e altcineva. Ok, de ce am venit aici dacă oricum... A fost quest-ul doar ca să vezi chestii și da, ok. Am luat un... Bă, am luat ceva XP totuși doar pentru să mă plimb de aici până acolo așa. Am luat un belt. Upgrade. Pot zic nu că nu e upgrade. Din păcate, Blue Dragonflight ăștia nu prea mai sunt așa interesante. Adică mi-a plăcut că i-a băgat iarăși în Legion, în sensul cu partea aia din Azuna, a fost destul de fain, dar... În mare parte, Blue Dragonfly nu prea ai mai văzut așa să fie focus sau cine știe ce într-un expansion. Adică singurul expansion unde au fost foarte hyped up și wow, a fost în Lich King. Iar apoi acum Legion i-au mai adus așa ca idee, nu știu dacă mă înșel, puteți să mă corectați la treaba asta, dar de obicei ții minte că Blue Dragonfly a fost așa cumva trântiți mai într-o parte. Ok, avem, sunt nu știu cine știe, l-avem pe Callegos care e mare sculă și ăla, dar cam atâta, adică nu sunt mari evenimente. E bine, da, ce drept stai puțin, în Cataclysm iarăși a fost o chestie, pentru că da, totuși avea o legătură. A fost quest-ul ăla. Dar cred că mi-ar plăcea totuși un fel de cum îi spune, de expansion care se învârte în jurul Blue Dragonflight sau Bronze Dragonflight. Mamă, Bronze Dragonflight ar fi și mai OP. Pentru că totuși vorbim de dragon care poate să călătorească în timp. Oh my god, quest-urile de aici. Sunt semi-decente quest-urile din Coldarra. Că sunt super obositoare. Oh my god, avem unul ăsta de 110 pe aici, ce face asta? Uite, despre asta vorbeam, frate, să-mi dai 100 de quest-uri vere și să încep după aia să le termin. Uite, am efectiv 5 quest-uri aici. Deci să mă duc la nu știu ce stâlp, să bat din ăștia. Oh, perfect, mă, băiatule, mă. Păi dacă îmi dai așa 100 de quest-uri, perfect. Este că avem aici ceva de investigat. Și să și investigăm dacă tot suntem aici. Ok, chestia investigată. Deci sunt așa simple toate, deci pur și simplu doar trebuie să te plimbi. Ok, aici avem, cred că doar de omorât de ăștia, nu? Nu avem de omorât? Nu dau seama. Deci când ăștia sunt elementali? Asta-i nouă? Nu, ba nu, am de ăștia de omorât. Hai cu mine să-ți arăt durere. Atât. Un dragon din ăsta. De fapt se bat doar pe aia mici, ăștia mari sunt degeaba. Mamă, că de nașpa e așa. A, doar Spellweaver ăștia pe care trebuie să-i aranjez, am înțeles. Atât. Deci probabil mă opresc doar când văd câte un Spellweaver sau ceva. Nu cred că are rost să stau să pierd timpul mai mult pe anumite chestii, să zicem. So we're fine. Ăștia nu trebuie bătut, ceea ce e la cam nașpa. Ăsta nu trebuie bătut încă, probabil. Știu că trebuie să venim și după gagii ăștia de level mai mare. Dar ăștia Spellweaver... Mamă, trebuie să stau să-i culeg de acolo. Spellweaver ăștia... Ok, fie... Am o bulangiule, mor și tu. Ca să nu avem noi prea multe discuții pe aici. Nice. Oh my god, am făcut o tonă de XP. Holy shit, în 13 minute am făcut și level up și aproape jumate de level. V-am zis eu totuși că Borean Tundra e ca o zonă faină. Ah, uite mă, Frostberry-urile. Ținite cam și asta așa, Frostberry. Vino încoace, că oricum o să te trag, fie că vreau, fie că nu vreau. Și asta se întâmplă. Mamă, criticala aia a fost genială. Mă, dar dau și XP, băie... Dau și XP destul de mult băieții ăștia, nu pot să comentez. Ah, shit. Iar n-am luptat bine. Mai se întâmplă să dau direct mount up. Și când dau direct mount up, îmi dă interrupt la looting. Mamă. Sincer, nu știu cât de grozav e spell-ul ăsta. Cum funcționează el trebuie să le iei neapărat ca și talent. Pentru că mie personal mi se pare așa de lame, până și pe alfa nu mi se pare cine știe ce. Pentru că efectiv nu face mega crit. Uite, a dat 15k, dar am dat 11k și cu ăsta. Probabil că la level 110 lucrurile sunt altfel. Și probabil ar fi trebuit să fie ales altceva acum pentru leveling, dar cine știe. Nu este un lucru important încât să stau acum să-mi bag capul asupra lui. Pentru că oricum talentele astea sunt schimbătoare și țin foarte mult cont de gear-ul pe care l-ai și tot ce ai în general. Sincer, abia aștept să fac level up cu Paladin. Chiar vreau să încep să fac gear pe el. Mă gândesc să-l trec prin Elefar și toate alea. Nici nu știu cum arată armura din Elefar. Arată ceva, arată nașpa sau ar trebui să fac măcar normal să mă simt eu mai bine. Ăsta vreau neapărat setul ăsta, clar. Deci ăsta e ăla din... ăsta e Elefarul. Arată cam nașpa, dă. Ăsta arată... Parcă ăsta arată mai bine pe mov, dar... Doamne, ăla de Elefar arată oribil. Așa, hai să vedem aici cum facem. Uite și de ăla. Easy. Încep să prind crituri mari. Probabil dacă ai un critical chance mai mare, spellul ăla se scalează cu criticalul și de-aia. No, lasă-mă pe... Ok, fie. Am învățat că e mai bine să bați ceva decât să stai să fugi de el, pentru că durează mult mai mult să fugi de el. Ok. De unde dumneavoastră trebuie să mai mergem. Și asta, 9 din 10. Dragonul ăsta e preferatul meu, două, sincer cum arată. Arată foarte șmecher. Mai ales capul ăla de dragon așa mare, e foarte fain. Ok, ăsta trebuie să-l bat. Normal că vin toți acum, știi? Hai să ne adunăm șatra aici. Oh, ce ciocan în cap. Bă, da, deci Justice Hammer-ul ăla, deci Judgment-ul ăsta pocnește așa de bine, îmi place. Se simte bine și de când ai anumite spelluri. De obicei îmi place să aleg o clasă care nu doar că dă damage sau face treabă bine sau cine știe ce. Îmi aleg o clasă să se simtă și bine în același timp. De aceea unori probabil mă vedeți jucând Shadow Priest, deși Shadow Priest e foarte bun, eu sunt super analfabet la ceea ce înseamnă jocul, dar îmi place cum se simte, îmi place ideea lui de gameplay. Ok, dacă aș putea să plec până nu vine și... Oh my fucking god. Ok, să mă bași puțin, ok? Fie, ai vrut să te bați cu mine, acum îți dau șansa să te bați cu mine, hai. Ți-a arătat șansa să mai trăiești, copac bulangiu ce ești. Nice. Oh, deci trebuie să iau ceva de la ăștia. Au și bine că aflu acum. God damn it. Nu trebuie să iau chestia asta? Apare, nu? A, deci pică random la ăștia. Oh my fucking god. Oh my god. Lucruri noi de aflat. Glacial Splinter. De la ce pică toate astea? Adică de ce nu pot lua pe alea? Deci probabil că trebuie să omor copaj de ea, dacă stau bine să mă gândesc. Că de la ea trebuie să pice și ceva. Oh, leu, dar nu pică ce am nevoie, mi-e rău. Stai așa că nu e o problemă aici. Existențială chiar. Am nevoie de acele iteme, bă. Oh my god, nu mai pică. Probabil că nu de aici. Stai, deci ce aici? Coldarra, Spellweaver. Probabil după ce batem Spellweaver o să se mai restrângă puțin aria aia, că deja e mega enervant aria aia. Ok, Spellweaver. Magi Splitter. Oh, și aici mai am ceva. Oh. Arcane Serpent. Cred că de la Arcane Serpent o să ar putea spice ceva. Mai am aici așa. Tena cu asta, bă, nu mai avem una. Dacă batem un de-asta, ce dă? Să batem și un de-asta în caz de orice. Mamă, că de aproape trebuie să fii ca să dai cu ăla, mă jur. Șarpele ăla e cea mai proastă animație ever, cum arată. Se învârte așa dubios uneori. Ok, deci pică ceva de la ăștia sau... Sal, e sal. Ok, avem aici un dragon. Mă dacă la vrăjitorii aia pică ceva. Trebuie să încerc. I am out of range. I don't like you. I like potatoes. Dacă batem pe ăștia, ce-mi dau? Full away, bobiță. Pleacăm cu sferele tale de aici. Mamă, ce nenorocit e. Oh, uite, a picat un quest. Două. Asta e treabă. Deci, dar ce zice că pică ăsta? From Ancients in Coldarra. Oh, deci trebuie să bat totuși copaci de aia mari. For fuck's sake, era așa de greu, mă. Sau, nu văd bine, cred că aveau cer galben sub ei, dar n-am stat să mă uit. Nu, n-aveau, că altfel mi-apareau aici în tooltip. Măcar îi bat ușor. Oh my god, stai că vin ăștia. Pleacă! Pleacă! Pleacă că nu-ți plac. Așa. N-am nevoie de Ancients. A, uite unul aici. Magic. Oh my god, mi s-a dus camera prea tare și nu știam unde mă duc. Mai băgăm și noi un shield oleacă, că pana mea. Bun, 2 din 3. A, bine că acum știu că erau dragoni fus. Dragoni copacii. Și mai am ceva parcă, a? Uite, Nexus. A, e ăla din centru. Sunt după ăla din centru, I remember. Știu că mai e o chestie de-aia în centru de rezolvat. Ok, 2 din 3. Oh, for fuck's sake, man, lasă-mă în pace. Aoleu, trebuie să mă și heal-ui de acum. Ok, hai să băgăm o țără de healing rapid, că nu e bine. Nu e bine, băieți. Ok, copacul. Să rezolvăm noi treaba. Atât. Unde Dumnezeu? Mai e ceva? A, e aici, am zis eu că e aici. Uite-l, nice. And done. Și nu mai trebuie încă un giant de la antrenat. Mamă, câte clusteruri de quest-uri am avut, două. Stai, avem aici totuși antrenat. Oh, god. Bine că n-am atras atenția cuiva care nu trebuie. Stai, de ce e un quest aici? A, e cori strază ăla, deci n-am magic, am nevoie de glacial. Vino încoace. Coace, să-ți zic eu puțin despre cum rulează chestiile pe aici, Bob. Ok. Zice că e aici. Dar aici unde? Cât de sus trebuie să mă duc, though? E că înțeleg că o fi aici, dar totuși, probabil nu ar trebui să iau partea asta așa mai ușor, da? Oh, aici e. Hai. Ok, n-am treaba acum cu ăla. Vreau să terminăm quest-urile pe care tocmai le-am făcut. Pentru că suntem ok, adică am bătut ceva, nu glumă. Bă, dragonul meu e mai șmecher ca dragonul vostru. Și aparent nu există doar Blue Dragon, deci nu există doar dragonii ăștia pe care știm noi. Că până acum în WoW, când ne referam la dragoni, gândeam doar la dragonii ăștia mari și șmecheri, dar aparent există și dragonii ăștia cum Jade Serpent și tot așa, care sunt cu tot altă nație. Ceea ce s-a părut destul de mișto. Puzzling, and accept, and complete, and done. Nice, ai gândat tot felul de quest-uri, ceea ce e super, și am făcut și ceva XP. Așa că, oameni buni, cam asta ar fi tot pentru acest video. Scuze că îl opresc așa mai devreme, dar am spus că fac un scurt video astăzi. Așa că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share și coment, iar noi ne vom auzi cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!